Și vin vești bune pentru gorjeni. Începând cu data de 1 decembrie, asigurații din sănătate își pot face analizele de laborator decontate de Casa de Asigurări oriunde în țară. Dacă până acum oamenii își puteau face investigațiile medicale doar la furnizorii cu care medicii care prescriau rețetele aveau contract, acum aceștia pot să meargă în orice alt centru din țară pentru realizarea acestui lucru. Hotărârea a fost adoptată marți de guvern. Este oficial, începând cu data de 1 decembrie, analizele medicale se pot face în baza biletului de trimitere la orice furnizor din țară. Până acum, acestea se puteau face doar cu un furnizor care avea un contract cu casa de asigurări, cu care avea și medicul emitent al biletului de trimitere. Începând cu data de 1 decembrie, asigurații pot să-și aleagă furnizorul de servicii medicale paraclinice, indiferent în ce județ se află acesta. Până la acest moment, asigurații puteau să efectueze investigațiile paraclinice doar la furnizorul care se afla în relații contractuale cu aceeași casă cu care se afla și medicul emitent al biletului de trimitere. Analizele se pot face doar cu bilet de trimitere eliberat de medic. Începând cu această dată, asiguratul poate să ia un bilet de la medicul de la familie sau de la medicul specialist din județul Gorj și poate să meargă în Dol sau oriunde consideră că vrea să-și aleagă furnizorul de servicii medicale. Măsura a fost anunțată de CNAS încă din anul 2018, dar implementarea ei a fost amânată până acum. Hotărârea a fost adoptată marți de guvern.